partenerul tău într-o afacere de succes. Este o forță, o credință și o soartă. Omul vine precum pomul, să înflorească, să rodească. Lângă om trăiește și omul, iată sacea pământească. Cere sufletul credință și pe urmă cere pâine. Nu se trec în pocăință, de azi și zi de mâine. Ne pregătim de chestia asta care vine. Tarararararararam. Da? Ia uite cum vine. Suntem ready? Zi de azi și zi de mâine. Forța! Forța! Sacea pământească. Cere sufletul credință și pe urmă cere pâine. Nu se trec în pocăință, zi de azi și zi de mâine. Viața-i viață. Bună seara, Diaspora Media, bună seara la toată lumea, bună seara celor care sunt alături de noi pe aplicație, sunt alături de noi prin intermediul Facebook-ului, ne scriu mult lume deja, ne scrie și pe WhatsApp. Mersi mult că sunteți alături de noi. Partenerul acestei ore este Eurobus, livrare colete, Moldova, Anglia, Scoția, aerobus.md, mersi mult partenerilor. Ia uite cum vine asta încă o dată. Pararari-ra-ra-ra-ri. Doamnelor și domnilor, Diana Rotaru este alături de noi, întâmplător sau nu. Bună seara, Diana!
întâmplător sau nu, ne-am ciocnit în această seară chiar aici în studioul Diasporei 92,8 și pe Facebook Live, așa cum ne place să fim, inimă la inimă, cu Diaspora Uniți Mai Puternici. Bună seara și bine v-am găsit acolo unde sunteți, nu contează, dar important este să fiți bine și să fiți sănătoși. Tot mai departe o să continuăm repede și cu Patreonul, tema cu Patreonului, că tot e dureroasă și tot e o temă pe care vrem să o vă spunem. Patreon, așteptăm susținerea voastră în cazul în care aveți plăcerea și dorința. Platforma Diaspora Media Patreon, ne găsiți acolo. Mersi mult ca acest proiect să țină și după Revelion. Ați văzut cumva în anunțurile noastre, eu am găsit o singură deosebire. Noi cei de la Diaspora Media am pus la o oră anumită azi un anunț că vine Sergiu ăsta, cum îi ziceți voi și cum îl iubiți voi, da? Tot bine, mă uit eu acolo peste 2-3 ore, Sergiu la noi o alergat acolo, o strâns câteva like-uri, s-o strâns acolo peste 100 și ceva și zic, mă, dă să intru la Sergiu să văd care e treaba. Când acolo văd pe peste 1000 și ceva de like-uri la Sergiu. Am citit și comentariile voastre care le-a scris acolo. Sergiu, ai grijă unde te duci, te duci în cușcă. Chiar cineva îl sfătuia să aibă grijă de telefonul lui, da, să nu fie virusat de tine. Virusat de noi. Plus la asta, doamnelor și domnilor, ce să mai vorbă? L-ați vrut, l-ați cerut, noi vi-l dăm cu deosebită plăcere în această seară alături de noi. Sergiu Postică, let's go, come on! Hai, Sergiule, bună seara! Oh! Acolo și te uiți așa. Așa, și la scenă plecăm. Așa, se întoarce cât de curând camera. Până nu se întoarce camera, stai așa și dansezi, știi? Te faci șmecher, știi? Și vină la noi. Așa mai bine să te uiți. Îți pui căștile și dansăm puțin. Asta e prima probă la noi. Da, e o probă cea mai simplă. Oh. Hai, Sergile, come on. Și împreună. Vreau să uit ce s-a întâmplat, chiar de el departe. Da, mă, Sergiu, așa mai liber. Bine. Vreau să uit ce s-a întâmplat, chiar de este foarte greu. Bine, mă, Sergiu, hai să luăm loc. Nu știu cum alții când veneau la noi, când dansau, băteau în calorifer ăștia de la etajul 5, suneau mai încetișor. Dar tu când ai dansat, băteau de la etajul 7, nu știu de ce, de sus băteau. Fă cunoștință cu microfonul, prin intermediul ăsta o să fim împreună, poți să te apropii de el ca să se audă așa mai bine. Așa ca mine, vezi, ia exemplu. Și ridică-l în sus, așa trebuie să stea. Așa. Ți-am dat scaunul care scârție? E scaunul pe care Diana de obicei schimbă, stă de aia. Schimbă. Deci scârție. Eu sunt mai scârțuibilă. A, dar oricum cade. Ce greutate ai, Sergiule? Minus 4 ultimele zile. Minus 4? Minus 4 din cât? Din 104? Nu, el a avut în vedere minus 4 lucrători care i-au spus că e gras. I-a dat afară. Da. Oh, Doamne! Hai să salutăm lumea, e multă lume, poți să-i saluți, poți să le spui bună seara celor care ne urmăresc și pe aplicații și pe Facebook, ce le zici? Vă salut pe toți, sperăm să fie bine, vesel, nu știu. Dar de ce când ai spus sperăm să fie bine, te-ai uitat la mine? Da. Păi, v-am spus deja că mulți mi-au spus, unde te duci, te-ai uitat, te-ai pregătit, ți-ai șters telefonul, nu ce ai făcut. Un cumătru mi-a scris, avea și mi-a scris, azi te pun scânt. Dar chiar e așa grav, uite ce studio luminos avem, ce? Te întâmpinăm cu cierpi, cu Moș Crăciun, cu cadouri, cu brazi. Cumătrul tău, când ți-a zis că am să mă pună să cânti, nu a avut dreptate. El trebuia să spună, asta îi impună să cânti. Da, asta sunt două lucruri diferite. Corect, da. Sergiu, da. Scuze-ne de prima surpriză. Eu am fost obligat să nu-ți zic asta. Dar fiecare invitat când vine la noi, noi special nu-l pregătim și noi spunem de asta, dar prima rubrică e bancul serii. Invitatul care vine ne spune un banc.
Da. Nu te-ai pregătit. Eu știu că... Dar tu nu ne urmărești. El nu ne urmărește în actual. Te gândești, te gândești. Azi aplicația mea mi s-a luat. Asta și nu m-am pregătit de cu tot. Asta cred că e mai vesel pentru voi când aveți un nepregătit. Dar vrem să râdem. Da, noi ne râdem de ești nepregătiți. Vrem să râdem de tine. Sergio, atenție, dacă ești gata, începem cu bancul serii. Îți aduce aminte, suntem la radio, adică nu mai mult de 6 prostii mari. Nu ai voie să spui. Dar câte una spate? Câte una după ora 10. Câte una cât ieși la fiecare etaj. Cât dai jos, poți să spui câte o prostie, da? Okay. Ești bancagiu? Cum stai cu glumele? Așa, așa, hai. Mai binișor. Hai, una. Dacă nu râdem, nu-ți spăra, noi așa suntem. Ei, hai. Hai. Vin 3 cupluri de la o sărbare. Mai aproape al eu, așa. Așa, așa. Vin de la o sărbare, 3 cupluri. Soții mergeau înainte, soțiile în urmă, tot vorbind, soții s-au înlăturat și soțiile au mers înainte și într-un bloc. Lumină, nu-i nimic, nu-i. Și stă unul, sunt chiedică de unul acolo întuneric, ca în blocul cele dinainte, sunt chiedică de unul. Și prima se uită, și un bărbat îi bagă mâna în chiloță, zic, nu e meu. A doua se apropie, bagă mâna, zic, da, nu e tău. A treia bagă, dar el e de obștiu, nu-i de blocul nostru. Eu sunt caz, seara o să fie veselă. Mă, dar astea sunt prietene, tu îți dai seama, bagă și a doua, bagă și a treia. Okay, ele cunosc Sleepy, da? Eu sunt seara de azi, tu o să ne-o faci bună. Deja a făcut-o fierbinte. Prima întrebare. De obicei, noi trebuie cumva să ne simțim lejeri. Vreau să te întreb, hai că noi ne cunoaștem. Tu cu Diana Rutaru te cunoști? Nu. Nu te cunoști? Deloc, nici eu nu-l cunosc. Am făcut o gafă astăzi, că am încurcat și am spus că pe multe poze acolo ești. M-am dus afară și iar că am căutat în afară de cei vopsit. Dar nu eram eu, nu? A, ei, știu, am găsit una vopsit. Nu cunosc pe Diana Rotaru. Nu, dar pe Anatol Melnikov. Hai să-ți fac cunoștință cu Diana Rotaru. Hai să-ți fac cunoștință. Cum e Diana Rotaru? Descrie-o în 5 cuvinte. Bună. Fără să o știi, spui că e bună, da? Ok. A spus-o bună așa ca să interpretez fiecare ce vreau. Ok, încă 4. Dacă primul a fost bună, îți dai seama. Eu cred că celelalte o să fie nebune. Încă un compliment. Cum e încă ea? E blondă. E blondă. Da, bună și blondă. Visul oricărui băiat. Ok, mai departe. Însurat. Mai departe. Are simțul umorului. Are simțul. Cum am văzut azi, am privit câteva emisiuni de voastre. Nerăscolit. Încă 2. Încă 2. Nantă suplă. Nantă suplă. Deja le-a zis pe toate, Anatol. Și ultima, bună de... și de gură, s-a zis. De gură. Anatol! El a spus, nu el. El a spus. În sens că vorbit. El a spus asta, eu n-am... Bună de gură. Băi... Tu ai experiență în viață. Hai că tu nu vezi... mă supăra, nu mă supăr că nu a fost bună și asta. Nu ne cunoaște. Tu vezi oamenii prin ochi mai bine, adică îi știi, îi vezi cum. Nu, dar am înțeles că deja s-a uitat lung la gura mea, de-aia și ai zis că e bună. Bă, Sergile, să fii atent. Eu îți dau voie toată emisiunea să te uiți la gura de Anel. Eu de când am intrat la voi tot ca tot cameră să uit la mine, la care trebuie să mă cel mai des. Așa e departe? Toate te prind. Stai că el n-a înțeles că la mine în frunte este o cameră, înțelegi? La mine în frunte tot e fixat o cameră sub piele. Sergiu, avem prima rubrică mai serioasă, asta e întrebări de la diaspora. Diaspora de pe Facebook îți dă întrebări, iar tu răspunzi. Asta e așa de simplu și așa de plăcut. Majoritatea când vin la noi ne întreabă, băi, dar să fie rubrica și cu întrebări, da? Și care să fie prima? Care să fie prima? A cui grande le ziua? A grande? Nu, dar uite prima întrebare, zici, dar eu nu-l cunosc pe Sergiu Postică. Cine-i? Poți să te prezinți în câteva cuvinte cine ești? Vlogger. Așa, ultimul an sunt un fel de vlogger, dar de oști așa e, cum spune, lusește pa jizni. Da? Nu numai cu asta m-am ocupat. Sunt om de afaceri, am un restaurant, mai bine zis palat, Grand Elysée, construit aici la noi deja de 3 ani. L-am construit noi cu familia, îl gestionăm, activăm acolo. Am soție frumoasă, am 3 copii. Felicitări! Ești tătic de 3! 3 băieți, pe cum să nu știe omul să priceapă la femei? Dar a 4-a o să fie fată, da? Asta promite Diana. Nu, băiat. Da, sunt gata să-ți fac o fată dacă îmi dă voie nevastă. E ca un țivet. Soția nici n-a mai ajuns, mi-a spus-o, Diana. Ești de acord? Uite, Diana, zici că e gata să-ți fac o fată.
Numai să-i dai 20% acțiuni din Grand Elysee. De la Grand Elysee? Da, 20%. Știți cum sunt ruși? Eu sunt Adna Lub, așa. Eu am soții, gata. Discutăm după 10. Da, Adna Lub. Ok, întrebările. Îți plac blondele? Te întreabă Ope Sergiu. Depinde de ceilalți factori. Anatol, doar să fac o paranteză. Eu cunosc pe soția ta și este brunetă. Da. Dar ai preferințe și pentru blonde, nu? Păi să vă spun o bancă odată că stăteam cu finul meu. Așa? La o saună. Greiam, știți, grește acolo, de fete. Și eu îi lămuream cât de tare mie îmi plac brunetele, dar chestiuni mai intime, așa, știți? Da. Finul se uită, nașul. Fina ta, adică soția mea e blondă. De ce povestești atât? Așa că fiecare are gustul său. Da, mergem mai departe. Da. Bună seara, toată lumea, aveți un invitat deosebit, un om cu suflet mare și bun, domnul Sergiu, bine ați venit, scrie toacă Lucia, da? Tata cu trinul ror, ok, întrebări. Asta cu centimetri ai văzut-o? Am văzut-o, eu am văzut-o pe asta, bine, da. Te las pe tine. Dima Moroșan te întreabă dacă în copilărie te-ai jucat cu gânsacii. Adică... Moșchit odată tare. Dar scuză-mă, din ce parte? Am și acum pe burtă, dar nu vă arăt că s-o făcut mai mare. Mi-au crescut burtă. Măi, dar ce ciucă avea cu coșul ăla, nu înțeleg. Nu cu coș, gânsac. Gânsac. Era gânsacul din satul vostru sau din alt sat? Am eu, de acasă. Eu din oameni gospodari. A tău te-o pișcat? S-a răzbunat, Anatol s-a răzbunat. Bine, bine, mă, bine. Da, cred că te-ai purtat urât cu el. Probabil. M-am văzut mai mic și s-a răzbunat cei mai mari. Uite, hai, am întrebări. O întrebare de la Sergiu Gavriliță. Care este cel mai scump cadou făcut soției? Bună întrebare. Automobil, cred că știți. Ai făcut automobil? Da. Cum, numai unul? La câtelea copil? Da. Aici, la treilea. La treilea, da? Dacă nu mai faci de data asta, nu știu, nu, hai. Dar cum numai un automobil, serios? El la fiecare tri băieți dă un automobil. Deci mai urmează trei și al doilea automobil. Eu ca atare, noi când ne certăm sau ceva, eu tot timpul spun, eu tot timpul în viața asta fac ceea ce vrei tu. Eu restaurant n-am vrut, deci Grand Elysee am făcut al ei, că chiar a vrut ea. A vrut ea, da, corect. Ca să înțelegi, Diana, dacă tu îi să-i faci lui o fată, el a să-ți dă un scooter numai, pentru că a trebuit să... Ați trebuia să încă doi să-i faci că să-ți dai automobilul. Nu, la scooter nu accept, okay. Nu sunt de acord. Mergem mai departe, întrebări. Întrebări la Sergiu. Hai să vedem, ce mai face? Ce mai fac întrebările? Uite ce întrebare. Cum îți zice soția când e supărată pe tine? Te numește? În afară de prostiile celea care încep cu păcă. Să nu te văd vreo două zile. Gata, dau la divorț. Știi că n-are, dar nu, noi avem o înțelegere, de divorț nu vorbim. Niciodată? Niciodată, da. Corect. Vai, ce frumos. Corect. Cum de asta e cu Diana? Înainte aveam încă alta, ne certăm și maxim 5 minute, regula de 5 minute. Și acel care e vinovat, avea dreptul, 5 minute se apropie și spui, o trecut. Chiar dacă el a făcut ceva rău, știi, și ai stăsut, o trecut, dacă 5 minute. Aoleu, băi, dar asta e, asta e exemplu pentru... Pentru mulți. Pentru noi când ne certăm cu Anatol, trebuie să dăm o rezervă de 5 minute. De un cântec. Aici e vorba de cuplu. Da, Diana. Aici e vorba de colegi. Că la noi credem că e ca un cuplu. Noi cu soția suntem ca și colegi. Păi vezi, nu? Da, dintre noi doi, dacă ne certăm pe o întrebare sau avem ceva pe o întrebare, știți că ea, partea ei, noi așa ne-am înțeles deodată. Pe business, pe activitatea restaurantului, partea ei trebuie să... Alisa întreabă câte locuri aveți la restaurant. 8. Într-o sală 200, într-o sală 140. Și acum facem 50-50. Ce 50-50? De persoane. Așa, scoateți pereții, faceți mai mic sau cum? Ce faceți? Nu, 50, dar e larg și cu mult aer. Faceți schimbări acolo la... Bun, hai întrebări. Anatol, uite, ai văzut-o pe asta, Andreea Luca întreabă, ai mai dat salariile la angajați că într-un story ai zis că nu îți permiți să achizi salariații? Da. Am găsit finanță și într-o postare de-a mea chiar i-am sfătuit pe ceilalți, statul ne-a întors toate impozitele din salarii, tot anul este practic. Deci plătești salariile la timp, cu toate impozitele care erau, nu le mărești artificial. Noi în jur de 4.000 de euro, statul ne-a întors înapoi. Am înțeles. Impozitele. Ultimele trei întrebări din această rubrică. Trei întrebări și s-a dus cu prima etapă mai importantă pentru tine. Sergiu, sunteți un om cu suflet mare, Ion Taburceanu. Viorel te întreabă de câți ani activezi? 3 ani. 3 ani. Încă două întrebări. Dau eu? Da. Lidia Gumeniță, ce vă place la o femeie? Care sunt cele 3 calități? Așa, 3 ai scris? Da, 3. 3 mari.
Înțelepciune, înțelepciune în primul rând. Dacă nu, hai să facem așa. Trei din trei părți diferite. Deci, la cap una, la corp una și de la buci în jos una. Hai, la cap. Ce, cel mai mult la cap, la femeie, ce atrage atenția? Să fii deșteaptă. Așa, da. Înțelept. Mai departe, la corp, la corp. Când mi-am luat-o, am luat-o așa, cum spun la țară, într-un șir, dar ca să fie suplă. Suplă, îți place? Talie de viasp. De atâta că eu sunt aista care nu sunt chiar suplă. Aha, ia să fii un fel de steaua și tu bradu, da? Adică, și de la buci în jos, cum trebuie să fie femeia? Ei, dar mai ce spun tu, nu știu. Ei, cum? Nu? Să aibă picioare, nu știu, ceva. Înțelegeți, soția mea când m-am căsătorit era crăcănată, așa, era, nu, încăpeau acolo, așa. Dar acum când s-a făcut nouă la tine, măi, dar te-ai făcut bună. S-au îndreptat picioarele, ei le-ai îndreptat tu. Am înțeles. Ai avut grijă. Hai, faci mai... Ultima întrebare din această seară din partea diasporei, după care mergem la altă rubrică. Urmăresc prăjâna, vă stimez mai mulți așa oameni în Moldova, Domnica Chetrar zice. Piesa preferată, apropo de piesă, noi o să vorbim mai târziu de piesă. Opa, eu sunt bunișoară. Ai văzut aia de Vica Rău? Nu, spune. Când faci o petrecere la Grand Elysee împreună cu diaspora? Pentru că te urmărește multă lume din diaspora. Da, uite ce Eu nu știu ce sare în vedere. Sare în vedere că eu trebuie să plătesc petrecerea aceea. Nu, tu nu trebuie să o plătesc. Trebuie să o organizezi. Clienții noștri, practic, vreo 50% sunt diaspora. Așa. Noi ne ținem o mare parte din afacerea noastră, este făcută orientată la ei. Uh-huh. Și eu de multe ori spun că noi exportăm servicii. De atâta că noi am făcut un palat frumos și cei care ar putea să aleagă, să facă nunta undeva pe corabii sau nu știu unde, pe Franța, prin Elveția, vin la noi, aduc bani în țară. Deci diaspora practic e mereu la nunți. Nu avem nunți, nu fie. Am înțeles, tu ai dat un fel de înapoi și te-ai lângușit așa că să nu mai organizezi nimic. Da, dar uite că se descurcă dacă 50% aplauze de procente pentru din diaspora. Prima rubrică. Aplauze, ai trecut bine, felicitări. Mergem. Și numărul urmăritorilor, Anatol, ai observat, da? A crescut odată cu întrebările. Cum au aflat că tu mergi mai departe cu restaurantul? Cum s-au adunat mai multe lume? Doamnelor și domnilor, mergem cu cuvintele pentru prima felicitare. Cei care știu bine, cei care nu știu, acum o să-ți lămuresc și ție, Sergiu. Avem mesaje venite cu zi de naștere, felicitări. Da. Tu o să suni omul, o să-i spui: salut, eu sunt Sergiu Postică de la Diaspora Media, de la radio, uite, ai un mesaj, la mulți ani, vorbești cu dânsul. Între timp, eu din spatele tău am să-ți arăt cuvintele care le propun diaspora. Ca eu să le folosesc. Da, în cuvântul, dacă eu îl scot și îți arăt cuvântul, următoarea frază de felicitare sau de vorbă cu dânsul, da, trebuie să conțină cuvântul ăsta. Dar să fii cu logic cuvântul, nu? Dacă acolo e sănătate tu, sau ceva, adică trebuie să fii cu logic chestia, da? Hai cum să-ți placă. Văd. E ceva de improvizație și atenție, fii atent, toate cuvintele vin de la diaspora. Ei acum ți le scriu, uite, ei ți le scriu pe chat-ul nostru. E prima probă, de obicei, la proba asta, singurul care nu s-a descurcat, asta e Blăcart. Blăcart e DJ-ul care s-a calificat. În final, el ieri a avut, mi-aduc aminte, e cum nu s-a descurcat, eu glumesc, dar a avut cuvântul LOM. Într-o, ce eu venit la copilul ăsta să zic că vă doresc să fii ca lomul. Da, să aveți ca lomul. Să aveți ca lomul, da? Adică, bă... Și mai zis o chestie interesantă. Să fiți lung ca șarpele. Da, să fiți lung ca șarpele. Deci, să mai fii cu logică toată asta. Bun, dar adică, zici ce a zis Nătălița Olaru de orificiu? Nătălița a avut orificiu, da? Și era o felicitare de la soț pentru soție și ea a spus că soțul vă transmite că aveți un orificiu frumos. Adică, mă rog... Depinde de cuvintele care vin din partea diasporei, da? Așa, noi ne pregătim, mai vreau... Aha, aha... Hai că-s bun, mai dă două, trei. Hai, ne pregătim. Uite, îți dau o foaie. Dă-mi o foaie. Orificiu a fost, n-a să mai... Dă-mi o foaie. Deci îți scrie aici felicitarea. Eu îți spun pentru cine, de la cine, da? Hai să vedem. Dacă te văd cumva cu altcineva. Bună seara, vreau să o felicit pe soacra Victoria. Scrie Victoria, 49 de ani, de la Nora Anastasia, fiul Pietru din diaspora și nepoței Teia și Bogdan. Și deja tu inventezi acolo mult sănătate, că ei vă transmit, taradam, taradam.
Eu văd că de la emisiune la alta oamenii deja sunt și mai ingenioși, mai inventivi în cuvinte, vin cu niște cuvinte foarte neobișnuite. Bine că sunt din viața noastră cotidiană, dar pentru o felicitare sunt super, super trăsnite. O să vezi tu. Cum spune, subte din degeta. Ascuțite. Eu mă bucur că e de 49 de ani. Ești tot gata? Și cred că o să o găsăm mai mult. Ești gata? Da, da. Cât ai, 49? Nu, eu n-am doamna pe care o felicit. Ești gata? Acum chiar e... La 49 de ani deja are și 9. Da, acum chiar e treabă serioasă, camerele să vină pe noi. Tu să vezi acolo când apare cuvântul. Baftă! Se sună acum? Ce ușor la noi. Nu mă trebuie, dacă e ziua lui, nu mi-i propune să o facă la restaurantul tău, adică eu fac de mult. Eu fac de mult. Da. Doamna Victoria, bună seara. Bună seara. Sergiu Postica, sunt de la Diaspora FM. Da, mă ascult. Aveți o felicitare din partea Norii Anastasia și a fiului Petru. Da, mă ascult. Am înțeles că aveți un fiu înalt ca plopul. Da, foarte corect. Ei vă transmit felicitări, doar bine. Suntem la radio, suntem în emisie directă. Dacă sunteți acum cumva ușor să ne vedeți? Da, vă vedem. Da, ne vedeți, ei, foarte bine. Eu cred că vedeți cuvânt care să fie următorul. Cred că unde sunteți? La casă pământ? N-aveți taracani pe acolo? Nu, n-avem. Suntem la casă pământ. Oi, bine. La apartat... Ștefan Vodă, Ciobârțiu. Bă, eu am fost adineaori pe Ștefan Vodă. Da, da, da. Bine, casă nouă din beton sau de ce e din mai vechi, Oleacă? Din blocuri. Blocuri de beton, e bun, e bun, bravo, bravo. Dar creșteți, aveți curte, creșteți verdețuri, conopidi, chestii de astea, mai aveți pe împrejurul căsei? Avem numai, am un coș, 4 găini. Tu, principalul, să nu vă șchească. Cred că au murit de pandemie, au murit tot împrejurul căsei. Ei, soțul, n-ați avut scandal cu soțul, cu așa întrebări, cu cum așa... Moară cu coșul ăștia. Că așa n-am avut, dar și lumea moare de pandemie, dacă mă uit găina și coșul, trebuie să spădim orice. Eu am auzit la alții, spădim. Da, la alții mor animalele de casă, mâți, motani, nu? La dumneavoastră, nu? Nu, la noi mâțile și motani se mulțesc ca o fică tare, iubie, și doarme cu dânsele, le pupcă și mai tare mâțile sau motani? Mâțile sau aici, dar cânii? Motani. Ei știți că iubesc cum la țară, stăvălesc prin cenușă, asta e de-o dragoste, să iei nepoata și să o pupi. Nu, noi avem niște motrlei, că fica ai spală cu el. Grăsuț, bărdăhănoș, așa e cum îs? Da, frumos, cam ăsta. Super. Ce părere aveți când vă duceți la Chișinău așa pe dreapta, vedeți un palat așa, cum vă pare el? Dacă ați văzut Grand Elysee. Mă bucur! Mă bucur că am ocazia să vorbesc cu tine! Eu sunt fanata ta! Auzi! Aici la radio mi-a dat, nu știau, cred că întâmplător, da? Eu, Sergiu Postica, azi sunt invitat aici la radio. Vă mulțumesc, la mulți ani și numai bine! La o cafea când scăpăm din pandemie, din partea noastră! La mulți ani! Ei, noi nu avem cafea, dacă nu vă pot arăta, la mine masa e plină cu tuică de casă și vin de casă, care e făcut de bărbatul meu. Bravo! Cât ai? Tot e cu dumneavoastră acolo, da? Tot prietenii, nu spuneți-i să vă pregătească usturoieș, acolo tot. Aplauze! La mulți ani! Aplauze! Aplauze! Bravo! Mulțumesc mult! Foarte bine! Mă, ce felicitare interesantă! Ai aplauzele noastre! Asta înseamnă că e bine! Asta e bine! Dar n-am avut orificii! Stai că și Anatol te-a ajutat, că potrivea cuvintele cât de sunt în context! Adică nu... Asta prima și ultima dată, dar mă rog, următoarele cuvinte, diaspora... Dacă ați văzut că el se descurcă atât de bine, noi următorul mesaj, următoarele foi, trebuie să le dați mult mai complicate. Ce o să mai fie? O să mai fie infel. Până atunci însă, să știi că 90% în emisia noastră, diaspora decide ce faci tu, nu noi. Noi doar suntem soli. Și în acest moment, adică diaspora... Noi suntem lumea paralelă a lui Adamu. Diaspora Media propune pe Facebook ce cântic o să faci astăzi, ce o să ne cânte Sergiu. Mergem cu talentul cântecul!
Știi să cânti? Dar știi să colinzi? Când servesc ceva, cânt și frumos, dar azi așa. Hai să-l servim, Anatol, să-l servim cu niște apă. Uite, sunt la volan. Au rămas niște... Uite acolo, în căldarea aceea. În căldarea aceea, dar arată la un scaun. Hai să vedem ce cântec vreți ca Sergiu. Voi propuneți și noi alegem un cântec. Alisa zice că ceva blat noi să cânti. Da. Morca, știi morca? Morca. Știi morca? Dar cuvinte nu dați? Păi da, da. Dați cuvinte, toate le știu. Toate diamantele, Inga Ciobanu zice. Știi piesa? Toate diamantele... Așa, cam pe alături, pe lângă drum, pe lângă gardă. Băi, eu aș vrea ca să cânti eu, nu, eu aici nu-i scopul meu să fiu cel mai bun aici la cântate. Dar nu trebuie, nu trebuie. Așa, foarte bine să nu cânti frumos. Corect. Eu am mai văzut invitați de-a voștri, da, care cântau și nu chiar bine. Așa că eu aș fi unul din ei. Anatol, oi mama, și cădem, și cădem turciește. Tarcan. Dar băi, ce cuvinte groase. Stai, Tarcan. Măi, tu ai cântat vreodată ce turcește? Nu știu, este de la... Cine vă l-a dat? Trebuie de la diaspora. Băi, de la diaspora. Radu Robu, uite, scrie. Ăsta e Kis... Tarcan, cine cântă, oi mai mașchi? Și cădem. Și Kirkorov, dar cântă în limba rusă. Da, mai gine Tarcan, nu? Dar Tarcan e în turcească, eu cum mă scânt? Păi hai să cântăm în turcești. Shikidom, karaoke, dacă găsesc. Eu sper că cei care înțeleg și limba aceea nu se râdă tare. Doamnelor și domnilor, căutăm varianta Shikidom karaoke. Foarte bună ideea asta lui Radu. Nu, nu-ți place? Nu-i de repertoriul meu, așa. Eu cum am... Da, e repertoriul diaspora, înțelegi? Tu pentru diaspora ai venit astăzi, nu pentru noi. Ai spus când dai cuvinte. Da. Și tonalitatea e ok, cred că. La calculator stai imediat, pregătește. Și cădem. Tu piesa asta o știi sau să-ți arăt începutul? La piesă, o știi piesa sau să-ți arăt? E vechișoară, cam da, cum suntem și noi. Dar strofa o știi cum s-o cânti? Ei, strofa mea turcească, nu mai știu deloc. Dar poți să o cânti în populară, moldovinește, când turcești. Uite, piesa asta, tu o să cânti. Azi îi dăugam pe alături. Principalul să ne arătați textul. Da, bun. Doamnelor și domnilor, o facem și pe asta. T-ai văzut, da? Tarcan cântă sexy. Da, ar trebui cumva. Faci niște chestii din astea. Buză, o buză s-o ții de podea. Bun, încearcă o buză să nu-i dai voie să se întâlnească buză cu buză. Da? Atenție. Precis că e mai sexy ca mine. Așa, dar. Acum și mă tem, nu știu cum să te prezint ca să fie bine pentru diaspora. Sergiu și cădâm. Ei. Da. Așa. Ei, și când bine. Să facem, așa, să-ți reglez. Da, totul, să dai puțin să mai tare bine. Sunetul. Of, Doamne. Eu cred că toată lumea a visat să audă și pe asta. Un nou Tarcan al Moldovei. De fapt, multă lume îl consideră clona acestuia. Poate voi nu știați, dar atunci când Sergiu poate să vină la o nuntă organizată în restaurantul său, Sergiu se propune interpreților și mirilor ca să cânte această piesă. Sergiu, bună seara, bine ați venit tocmai din Turcia. Maraba. Maraba, Ziu cântă la Shikidom. Hai la Shikidom. Shikidom. Let's go, Sergiu. Sama ubro viranio, vire te o
voglio nu. Te vai iumi. Voglio rum su nu. E super. Se nu mai iubi, nu mai ce ne vedim. Bine, men, uite, nu. Oi, n-am așa cădem și cădem. Oi, n-am așa cădem și cădem. Oi, n-am așa cădem și cădem. Ai, e n-ar, dar n-ar, alta cea fantastic. N-am așa cădem și cădem. Oi, n-ar așa cădem și cădem. Oi, n-am așa cădem și cădem. Ai, eu n-ar de n-ar a-a-gea ese. Aplauze, doamnelor și domnilor. Mamă, câtă bâlbâială în piesa asta, n-am mai văzut în viața mea. Doamnelor și domnilor, asta n-a fost bâlbâială, asta a fost remix, voi încurcați ceva. Asta a fost hit-ul anului. Asta a fost remix, voi nu știți. Sergiu special ne-a făcut un remix. Ai aplauzele noastre, bine, bine, Sergiule. Bine, bine. Uite, ne transmite lumea că 200 de perechi și-au retras cererile de la restaurant. Când au văzut cum cântă. Da, au zis că vor toți când îți poți să cânti tu în ziua respectivă. Mergem mai departe, eu am să schimb puțin am să schimb puțin macazul, pentru că ceea ce ne așteaptă deja nu e de glumă. Dar tu știi că i-ai dat o idee foarte bună să cânte, da, pentru invitați, pentru că la Capitole sparcă, o știi pe doamna Nadejda, ea tot timpul vine cu versuri, tot timpul vine cu felicitări și urări în adresa oaspeților, așa că e o tactică de abordare perfectă. Probabil, da, nu în cazul nostru. Nu, da, și cădem, trebuie să te duci să-l înveți să-l cânti. Opa. Sergiu Postică. Mhm. Da, Anatol Melnic. De fiecare dată când vine cineva la noi, el nu pleacă fără să lase un mesaj pentru diaspora. De fiecare dată când vine cineva la noi, diaspora vrea să-i facă ceva lui. E că nu. Și în acest moment a venit rândul tău. Să știi că în fiecare seară de joi, cu o zi înainte, diaspora decide ce vrea ca Diana să-ți facă sau ce tu trebuie să faci. Opa! Și acest timp, acest moment a venit acum. Tu, Sergiu Postică, ești gata să răspunzi diasporei cu da? La dorința diasporei? Parcă sunt în fața altarului, da? În acest moment unic în istoria diasporei media, tu, Sergiu Postică, trebuie să asculți ce noi o să facem. Eu am să-ți desenez ceva pe foaie. Cum se scrie? Cu ce sau cu capa? Ce? Eu ce-am găsit tema. Te rog frumos, Sergiu, pune-o în fața ta să o vadă lumea. Ține-o să o vadă lumea. Serioja la clad. Așa. Ce scrie acolo? Centru de licențiere și atribuirea drepturilor. Clad. Clad. Ai mai dat de clad? Am o bombă pentru ei. Ai o bombă pentru ei. În acest moment, acest clad, te rog frumos, strânge-l. Nu-l boții, strânge-l încet. Așa, în două și apoi în două. Strânge cladul. Transformă-l într-un pătrățel mic. Într-un pătrățel mic. Mai rapid, te rog. Eu văd după viteza cu care vorbește Anatol, îmi pare că știi că aici stăm așa. Nu, n-avem timp. Diaspora așteaptă, abia așteaptă momentul. Diaspora vrea mai mic? Să... Mai mic. Da. Mai mic. Încă mai mic. Eu și mic. Îl mănânc, se facă. Dă-mi-l mie. Dă-mi cladul tău mie. Poftim comoara. Iată, cladul tău, ia ce-i, parcă sunt găricos, mă, parcă vreau să fac acum altceva, știi? Vrei să faci magie, da. Cladul este la mine. Tu în acest moment o să-ți acoperi ochii. Iar eu voi ascunde cladul ăsta undeva în studioul nostru.
trebuie să-l găsesc? Tu o să trebuiască să-l găsești, dar noi o să-ți spunem fierbinte sau rece. Când îți spunem cald, înseamnă că ești aproape de clad. Când îți spunem că ești fierbinte, înseamnă că ești foarte aprinde. Foarte aproape. Acest clad tu trebuie să-l găsești în studioul nostru, unde noi o să-l ascundem. Te rog frumos, ridică-te în picioare. Anatol, scuze-mă că te întrerup. O să aibă un timp limită? Nu are timp limită. El dacă timp de două... Mâine. Până mâine, da. El mâine se întâlnește cu reale, originale din clad, da? Da, da. Te rog frumos, acoperă-ți ochii și lasă căștile. Parcă e altă lume. Da, e altă lume. Ochi, ochi. Vă rog, imagine... pe domnul Sergiu, să înțeleagă lumea că el nu vede. Sergiu, tu sigur nu vezi? Dacă vrei, îți mai punem o căciulă pe cap. Mai punem și un fular la gură. Sergiu, tu vezi? Poți să ții cu mâinile? Nu, de ce să țină? Ca să nu vadă în părți. În acest moment... A, uite că a întors-o așa. În acest moment, Sergiule, te rog frumos, așează-te, pentru că eu voi ascunde cladul. Toată lumea să fie atentă, pentru că lumea va ști unde e cladul. E un șuotiță, nu-i? Hai, dar așa, îl punem așa, dar tu ai stai cu ochii închiși. Sergiu, te rugăm frumos, acoperă-ți ochii și cu mâinile. Eu, în acest moment, am să ascund cladul. Îmi pare că l-ai ascuns, dar nu mai vorbește așa. Așadar, Diana te-a ajutat? Diana m-a ajutat să ridic ceva. Mă, că-i sus. Noi suntem gata? Dar eu mă aud? Că eu mă... Sergiule, da, tu acum te auzi. Tu acum te auzi. Dacă ești gata, 3, 2, 1, poți să te ridici în picioare și noi o să-ți punem mai rece, mai fierbinte. Tu mergi, da, călduț. Acolo-i pereti, rece, rece. E rece, rece. Călduț, e seama că e scaun. Așa, e masă, așa, e călduț. Călduț. E călduț. Călduț. Caută-l, caută-l. Noi o să-ți spunem când e fierbinte. Așa, așa. Călduț. Călduț. Nu, aici nu umbla. Aici e studioul meu. Rece, rece. Stai, dă-ți te duc în partea. Ești de aici. Hai, atent, prieten. Rece. 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 Caută cladul bine, Sergiu. Tu de mult îl cauți. Nu, acolo nu. Întoarce în stânga, înapoi. Vrei să pleci și să nu spui, dar... Întoarce-te înapoi. Așa. Să-ți spun eu pofta în cui. Călduț, călduț, fierbinte. Nu-i sus. Atenție, călduț. Călduț, nu, rece. Călduț, rece. Rece, călduț, călduț, fierbinte. Nu sări, Sergiu, că nu-i în pot. Mergi, fierbinte, 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 fierbinte. Foarte fierbinte, foarte fierbinte. Foarte fierbinte. Trebuie să găsim cladul acum. Trebuie să găsim cladul. Călduț. Nu, rece, căldu... Nu, rece, jos, rece... fierbinte, fierbinte! Fierbinte! Sergiu, tu trebuie să... Așa, fierbinte! Fierbinte! Foarte fierbinte! Trebuie să introduci o cheie pe deasupra, că e în cutie. E foarte fierbinte. Diana, ajută-l, deschide-ți cutia. Deschide cutia să-l ia. Hai, Sergiu!
Fierbi- rece, rece, fierbinte. Este. Doamna Ludmila, ei m-au impus. Cum e să cauți cu ochii închiși o hârtiuță atât de mică? Fierbinte, mă băgam la pult. Dar cât de important, Sergiu, că ai găsit cladul pe care de mult îl căutai. Ți-ai dat seama cumva, te-ai perceput că poate fi am, că n-am dat, dar mi-am dat. Am scanat așa, Sergiu. Foarte bine. Altceva nu puteam. Ai aplauzele noastre, ai aplauzele noastre, foarte bine. Da. Noi mergem cu una din cele mai grele încercări din această seară pentru... pentru toți, pentru că atunci când e angrenat cineva în cazul ăsta, nu doar tu, dar toată echipa Diaspora, ca să se primească o farsă bună, Sergiu Postică, dă-ne telefonul tău. E cu parolă? N-am parolă, noi ne-am înțeles. Parolă. Noi înțeles soția, nu ne blocăm telefoanele. Așa. În acest moment, eu iau telefonul lui Sergiu la mine în mână. Ce telefon e ăsta? S25G. S25. Asta ca să te spari. Nu, eu tot am de asta. Atenție. Tornul AutoSync, nu. Căutăm în acest moment în contactele tale să vedem cui putem să-i facem această farsă. Hai să vedem. Știi ce spune cineva în atol numai o clipă? Zice, diseară nu mai mănânci mâncare caldă acasă. Așa. Alex Trotuar 2018. Cine e asta? Mm-hmm. Trotuar asta înseamnă pune plitc trotuarne. Eu vin din construcții. Ați găsești de meșteri mult. Eu văd șosimei multe aici. Carolina Bievza, Catana. Cine? O cunoștință... Cine e Carolina? O cunoștință a familiei, ca să nu va fi tare trebuie. Da. Ok. Cornel Mobilă, Costi Burlacu, ar fi bine, dar el știe. Cornel Mobilă e Cornel său? Costi Burlacul, știți deja că e artist? Pe cine din artiști noi am putea să sunăm? Cine a cântat la tine? Hai să... Cine a cântat din artiști la tine? Cine nu a cântat la el? Igor Rusu a cântat? Ui, da, suntem relații buni. Oh. Vrem să... Hai să-i stricăm relația. Hai să-i stricăm relația cu Igor. Nu, el n-a fost sunat. Igor Rusu, nu. Nu, dai vorbăreț, așa, el e un om capabil, interesant. A făcut o sesiune foto, nu, de mult la noi? Caută. Ceva legat poate de sesiunea foto. Gata, nu spunem numele mai mult, că caută numele, numărul lui. Am urțat, dar ce nu este? Nu, nu sună de pe telefonul tău, doar dăm numărul. Nu, stop, oleac, dar nu caut. Am eu numărul, dacă ceva. Ei, nu, ăla am costumat. Ok, ce putem să facem noi? Dar eu sper că nimeni nu-l va suna și nu-i va spune. Eu zic să găsim altă persoană. Așa. Ce putem să-i facem? Ceva legat de o sesiune foto? Sau legat de restaurant? El a făcut o sesiune foto la noi. Așa? La urmă, s-a achit. Nu trebuie să achit. Am spus că îi las că vădata să mă achite. Ca să mă răsplătesc cumva. A venit momentul achitării. Într-un fel, el un fel mi-i dator, dacă să luăm așa. Aha. Și eu aș putea să-i cer vreo datorie ceva. Nu? Ia ca să-mi faci un serviciu, de exemplu, scând pe Ștefan cel Mare. El a spus că azi vii la vă sară la palat și eu asta fac un prezent. Asta fac. Aha. Pentru că eu tot am făcut un prezent. Dă să-i facem... tu ai un prieten care și-a deschis un butic de ce? De metale. De hot dog. De hot dog. Da, de hot dog. Și el trebuie să vină cu un program de 45 de minute. Da, tu vrei să-mi strici relația. Deci atent. Și eu să rog să fac asta gratuit. Să-l rogi să fac asta gratuit. 45 de minute. Aponsam că acela e neam de-a meu ceva. Da, e mare important. Nu să zic fratele meu că eu n-am frat. Da, fratele tău. Fratele meu deschide un butic. Un butic de hot dog-uri. Da. 45 de minute trebuie să cânte. Și în timp ce cântă hot dog-urile astea. Nu. Ceva și legat, dacă e posibil, fratele meu te-a rugat că scânt, dar îmbrăcat în hot dog. Sau un bucătar. Sau un bucătar. Trebuie să aleagă el. În hot dog sau un bucătar să fie. Cu chiar eu chestii din astea. Ați văzut amuia s-au câștigat la primărie vreo 5 buticuri și a spus el e unul dintre buticurile astea care l-au câștigat și amuia undeva central tare. Da, un bucătar și la un moment dat chiar să facă hot dog-ul lui. Da. Nu, mi-a spus că începi cânti și la urmă el ca sasisca iasă de acolo. Da, să iasă în costum de sasisca. Să iasă. Hai. Dar să nu râzi, dă telefonul, dă numărul.
Da, da, el să fie credibil. Nu, nu sună. Dar asta când, când? Când facem evenimentul ăsta? Să mă convin că... De Crăciun? Dar nu, de Crăciun el o să fie ocupat. Întreabă când e liber. Voi faceți după timpul lui. Dar voi să vă implicați, voi nu? Nu, noi n-avem treaba. Eu să te ajut doar așa. Să-l ascult cu casca. A voi, la voi ați sunat? Da. N-a să vadă alt număr. Îi spun că ești pe numărul frate. Au cum mă pregătesc, mă, ceva serios tare. Cineva zice. Când cântă să mănânci sosiscă. Păi chiar vreți. Alo. Noroc, buddy. Bună. Serge Postiga, Grand Elysee. Da, da. Dar te sun pe telefonul frate meu. Ce faci? Nu-i problemă. Ce faci seara când n-ai ce faci? Acasă. În sânul familiei? Da, da, da. Fără, fără COVID-uri, fără nică? Fără, fără. Am o rugăminte la tine mai neordinară, că am stau cu fratele. De ce? Ai venit atunci la, când ați venit la sesia și ai foto și am stat așa plăcut și asta și... Amuia, fratele meu deschide un butic. Și al ăsta mai fantaziile, că vrea să facă complicat, vrea să facă așa, să aduc artist, să aduc și zic, dă-mă să grăiesc, poate cu Igor Rus, poate vrea el să vină, să-i cânt o leacă la prezentare și ea. Dar unde faci? Ce faci? El amuia, dacă ai văzut, a făcut niște tendere și l-a câștigat un tender, deși el a mai zis, el e cu bani, nu așa, dar... Nu e problemă, nu, de unde? Adică ca să știu că bani... în ce postură, nu, pe mine mă interesează în ce postură, în ce... Îți propădești râs în ce postură, că acolo hot dog-uri așa și el vrea ceva stilizat, stilizat după hot dog ceva. El vrea peste două săptămâni, dar să ne uităm în agenda, să ne uităm acolo. El acum acată, să uit pe o parte și pe alta, trealea, una alta, vrea sâmbătă. Are spațiu, are unde pune? În fața, în fața buticului, asta e box, asta are tăt, o scenă, o scenă mică improvizată, al de Jarcova ați vii cu luminile, tăt, ați fii tăt, ecran LED îmi pun în spate, tăt frumos. Am înțeles. Voi idei ceva de costum, ceva vrea, nu știu... El vrea casasisca, caroci, și artist casasisca. Nu știu, dacă vezi că să nu milizeze ni imagine, știi? Nu poți să mă îmbrăc în banane. Dar spui mască, spui mască. Spui mască, nu știu, da. Vezi că acolo e afară, da? Da, 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 e afară. Stăm anticoștomăneți. Nu, eu am o cojoșică albă, adică dacă nu e vorba de iarnă deja ca sărbătoare, trebuie oricum să știm, indiferent și vinde el acolo, trebuie și cu sărbători, că cum ar fi. Nu, dar măcar o să simți că ție, știi, mai cânt, mai e de trânsa. Să faci cumva reclamă, mai scurt, el așa vrea. Nu, de asta, de reclamă, de vorbit, asta nu e problema. Tu spuneai de costum. Costumul nu poți să te îmbrăci în banană. Nu banană, sasiscă, cu ceva. Sasiscă. Mă, ceva măcar spui, sasiscile noastre cele mai bune, sau ceva, știi, ca să pornească business-ul. Nu, nici vorbă de asta, nu e ideea să vedem cum facem și facem, nu e problemă. Trebuie să ne susținem unul pe altul. Am niște cuvinte, dacă ceva, dacă el și zice ca să le poată... Ia-ți-o în toc și-o foaie, scrii. Stai până eu. Mă duc într-o altă cameră. Tax. Foaie mi-a luat, stai să găsesc repede toc. Da, scrie eu în caiet. Da. Haide-vă. Spune-mi. O secundă. Igor, scrii? Da, scriu. Bună seara. Bună seara, sosiștilor, blene, și zălut. Sunt Igor Rusu. Ai scris, da? Da. Și recomand să procurați de la noi. Sunt bio, din carne crescută la fermă. Dar încă o întrebare am. Da. Ai scânt cu bani sau fără?
Ai, fii serios, nu l-am murit la mine. Nu, ți-am spus că noi. Și trebuie, dacă e fratele tău, nu-ți discute. Păi, și au, au o deviză nebună, încât îți spun. Da. La urmă să le spui deviza. E o lecție nebună. Deviza, sasi, liniuță, sca. De la sasi, sca. Măi, bleu. Măi, bleu. Și-a și eu. Dar, o mai fost unul la botanică, cum o dat denumire la un bar. Așa, la sasi, dar nu sca. A, nu, nu, acolo era pe strada Dacia și el a pus denumire, Bar Dacia. Ei, eu vreau Bar Dacia. Ia citești încă o dată cum le-ai scris? Sau tu nici nu le-ai scris? Sigur, rusul recomand să procurați, dar nu mai trebuie informații, adică și să știți, de unde, cum se cheamă, cum se... Blin, hai că eu cad din carne, de iepuri, nu știu și le fac mai scurs, super navarocină e sasistile. Nu, îi trebuie ceva informații, cum se cheamă firma, așa și spune. Eu nu spun nici, cumpărați sasiști, dar îți duc și ați cumpere la Carmes. Nu, 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 trebuie să... Nu, dar pe-ați dă acolo tătătăt, ați știi, că ați vezi, că ați ai logotip, ați ai reclamă, ați tătătăt. Se numește sasisca, știi, că aș la aici la Botania, numai cu o, sosisca. Da, bine, dar să vezi că când sunt lucruri de astea banale, așa îți pare că e foc. Eu am mai avut la mine, am dat în arendă, am avut o încăpere aici. Au pus pe gard, eu îți spun așa cum ies din practică. Păi nu pot, îi dăm s-o făcut și site. Ia uite, sasisca.md, ia sunt pe internet dacă ceva să ai. Nu prin liniuță. Nu, nu. Deviza e prin liniuță, sasi, liniuță, sca. Da, asta ia, da. www.sasisca.md. Nu e foc, am mai avut, eu îți spun că am dat în arendă o încărpiere, unii pășeu am plășinte. Și o deviză, o pus o lozing pe părieti, pe livar foamea, blet. Serios. E că e cam aici, cam așa la ei. Nu, el a văzut undeva la Iași, așa, la și a zis că ei poc. Nu a luat foc la noi, serios, îți spun. Dacă vezi pe în vale, este vreau carne, știi? Nu, vreau carne. Nu, vreau carne, încă tații este. Mai merge, dar asta... Ia citește, îți văd măcar cum sună și e acolo. Bună, și acolo. Bună seara, sunt Igor Rus. Recomand să cumpărați cremvust de la sasisca. Adică nu poți spui... Da, corect, am înțeles, da, că e cacofonie. Da, nu, adică nu, trebuie să spui și produse, cremvust. Nu, dar acolo în fața ta e și mascați ca sasistile. Și tu când te adresezi, bună seara sasiștilor. Aha, asta e altă chestie, nu-i problemă. Acolo se poate de făcut glume, de s-a făcut în stil așa corect, mai. Corect, dar suntem la noi ca la radio, acolo trebuie și gine. Nu, uite care chestie. Noi când ne apropiem de tăiat, eu cât, mă sui mașină, vin la tine și punem la punct, facem o bucățică de scenariu așa, cât că știu și să vorbesc, nu vrei de păreți. Arașo, vin la o cofă. Am utăța o iPhone, deci nu dobdești grăit și ești pe internet. Dar pe asta și vor, că numai ieși ai grăit ceva de sasiști și deodată te arată. Tamam de atâta, eu trebuie să fiu informat să nu fac o gafă, știi? Eu știu că am mai făcut-o, dar hai. Igor, bună seara. Bună. Anatol Melnic, Diaspora Media. Bravo. Măi. Eu parcă... eu am vrut să-l ajut pe Sergiu, dar el... Corect, dar eu plăc cu specialiști. Dar să știi că nu Sergiu a ales persoana dată, să știi că noi ne-am uitat în telefonul lui Sergiu și am găsit numele tău și am zis că dă să încercăm puțin glumă, puțină farsă legată de sasiscă. Bună seara, Igoraș! Bună seara! Igor, eu sper că totul e bine, adică eu crede-mă că... Tu ar trebui să fii bucuros că nu prezinți la sasisca.md. Eu nu știu de ce. Nu, vreau să vă spun că eu am participat. Nu pot să dau nume la firme, că sunteți, vă dați seama, că faceți publicitate. Da, și dreptul. Da. Dar eu am participat la prezentări de astfel, adică pentru mine nu e un lucru străin și eu l-am luat ca atare, pentru că, într-adevăr, vă spun, numai că Igor, nu pot da nume. Igor, dar cât de frumos era să fii de acord să vii într-o anință, cum ai zis deodată, că eu asta nu pot. Nu fii spărat pe mine, că Anatol Melnic când scrie pe foaie și să-ți zic, eu mă încrețăm, eu mă râdem. Ureau de râs, Igor. El când ți-a spus... Eu cred, nu,
Hai, mă scuzați că am mai scăpat și eu câte un cuvânt rusesc, dar nici familia Rusu și trebuie să mă credeți. Asta a fost bună. El când s-a spus stai puțin, adică stai așteaptă puțin, el să râde, el nu se putea opri de râs de la mesaj, de asta, nu că am ceva. Eu, nu, dacă s-a observat, eu am început de-am să-l pun pe calea și-i dreaptă, să mai corectez. Nu-i să simți că e cremvușca, da? Igor Rusu, ai aplauzele noastre că ai trecut această probă. Cea mai tare farsă, bravo. Igor, ce transmiți? Ce transmiți la diaspora, când ne ascultă diaspora? Ce transmiți? Da, ce le transmit? Să treacă mai repede războiul ăsta care așa e ascuns și să ne întâlnim cât mai repede peste hotare, unde am și a luat Arvoni pe nu, Italia. Nu peste hotare, Igor, la Grand Elysees ne întâlnim, ce spui? A, să vină diaspora la Grand Elysees? Da. Atunci îi chemăm pe toți din Chicago, din Italia, din Irlanda, să vină toți la Grand Elysees. Da. Și dacă nu aveți făcut nunți, măcar să facă zile din naștere. Și Igor Rusu, Igor Rusu vă cântă cu mare plăcere. Dacă în față, pe prag, la Grand Elysees, poate din Bracat și în Sasie. Ne stai gine acolo, da? Noi da, tot acolo... vinim, Igor, noi tot vinim. Eu cred că vinim. O seară pentru plăcută, că... Igor, da. Mersi. Sănătate, multă succes. Ceau, la mulți ani, sărbători fericite. Da. Vrem să te aplaudăm pe tine, Sergiu, că ai fost foarte tare. Băi, asta a fost genială, mă. Asta, așa farsă noi de mult n-am avut, dacă sincer. E cap-coadă, știi? Ce zice lumea? Ce zice lumea pe Facebook? Wow, lumea cap-coadă. Moare de râs, uite aici al zâmbeliș de care vrei. Doamne ferește, și good, și fantastic, și să minunat. Și... Bună seara, gustați din sasiscă. Da, așa. Doamne ferește, nu pot să dau citire unora. Hai să facem, felicitări, felicitare mai departe. Avem nevoie de cuvintele voastre, diaspora. Scrieți pe chatul nostru ce cuvinte vreți ca sau nu, eu zic să pregătim cuvintele, dar să găsim mai bine efectul deja. Hai efectul. Efectul. Cuvinte sunt foarte multe. Anatol, într-adevăr. Anatol, trebuie și eu ceva. Da. Eu când eram cu ochii închiși și voi îmblați în sus, în jos, ca să ascunzi asta aici. Unde vă urcați și faceți voi aduce? Cum care s-a ascuns? Noi levitam. Pe mine mă interesează, dar tu când căutai cladul, de ce sărei în sus așa? Pe mine mă interesează asta, de ce sărei? Am crezut că ceva e sus, e înaltă. Dar cum chiar crezi? Unde să mă sui eu? De bine mă țin pe pământ, dar încă... Scara, Anatol. Pe scară. Nu. Să știi, următoarea probă e și mai simplă. Dă-mi, te rog, lumea propune un efect pe care tu trebuie să-l folosești la fiecare trei cuvinte din felicitare. De exemplu, cineva a avut mâncațeaș. Apoi el spune, bună seara, domnule, mâncațeaș, și iar răspune trei cuvinte și iar efectul ăsta. Deci efectul ăsta trebuie să-l folosești la fiecare trei cuvinte. Uite, sunt două idei, kids, hot dog. Hot dog, încă, efecte din partea la lume. Ce mai vrea lumea, ce propune lumea, ce efecte mai vreți ca să facă Sergio. Efecte, nu cuvinte, dragilor. Nu ne scriți cuvinte, efecte, cuvinte am mai avut. Ieri a fost, de exemplu, efectul na. El la fiecare trei cuvinte spunea bună seara, uite, na. Uite, cineva scrie țâbă. Țâbă, bună seara, țâbă. Țâbă e bun. Dar țâbă se spune la câine, nu țâbă. Țâbă, deci țâbă. Țâbă? La noi așa? Eu prima dată aud de țâbă în general. Da, la câine. La Costeș mă zis psihotare. La Costeș nu-s câinii, e acum mai... numai măț. Toți care s-au dus psihotare, eu luat-o dânșii, da? Țâbă. Merge țâbă? Hai țâbă, încercăm țâbă. Da, țâbă. Dar o zici cu atitudine, ca și când este un câine, dacă trebuie eu latru. Ui, bine. Așadar, scrie, pentru Natalia zilele astea trebuie să înscrii cu iubitul ei, din partea surorii mai mari. La fiecare trei cuvinte, fii atent, trei cuvinte, tu trebuie să folosești țâbă. Sora este numele sau nu? Nu, cred că e una. Da? Așadar, efectul țâbă. Așa sună straniu, da? Țâbă. Lumea zice și cucu. Cucu? Cucu. Aduce-o și ăla, hai, pridiliți-vă. Cucu. Dar și cucu sună bine. Cucu. Bună seara, cucu. Hai, mă, ghim, țâbă, că eu d-am măsculat în cioare. Hai, țâbă. Tu deja ți-ai intrat în rol, da? Da, stau pe scaun țâbă. Doamne, ce rapid ești, ești atât de imprevizibil. Mergem, succes la fiecare trei cuvinte. Știați-le număr? Țâbă. Păi da. Tu să-ți dai seama, uite, bună seara, domnule, țâbă. Ce faceți, dumneavoastră țâbă? Și continui așa, hai. Este budoc? Este. De la radio sau nu? De la radio, da, Sergiu. La radio câini. La radio diaspora media. Hai, bă, afară undeva.
Eu cum la radio l-am văzut câine aici. Alo? Alo? Alo, bună, bună seara! Bună! Doamna Natalia? Țâbă! Cu cine vorbesc? De la radio vă sun. Radio Diaspora FM. Țâbă! Colut. Doamna Natalia sunteți, da? Țâbă, țâbă! Da, da, da. Avem o felicitare aici la noi. Țâbă, țâbă! O felicitare de la sora mai mare. Trebuie să vă înscriți. Țâbă încolo! Trebuie să vă înscriți zilele astea. Țâbă! Parcă da. Sora mai mare vă felicită. Țâbă, țâbă! Vă felicită cu... Noi nu transmitem din studio, transmitem de afară aici. Țâbă încolo, iau manină de cior. Vă felicităm, mai scump, vă felicităm, hai, când ești, țâbă, țâbă, când ești, mă rup, hai, felicitări, felicitări, țâbă! Bună seara încă o dată! Noi ne cerem scuze pentru invitatul nostru, nu știu de ce, are un tic cu țâbă. Da, 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 crede că-l mănânc câinii. El de când a intrat în studio, vede câini. Auzit, da? Puneți căștile, da, puneți căștile. Aici scrie Natalia, zilele astea trebuie să înscrie cu iubitul ei din partea surorii mai mare. Da? Da, da, da. Uite, dacă tot te înscrii, Sergiu Postica a vrut să te felicite personal cu un țâbă din inimă. Și să-ți dăruiască un câine. Un câine, vreți să vedeți, chiar la înscriere. Natalia, am mai sunat cineva și am felicitat și doamna m-a recunoscut. Dumneavoastră mă cunoașteți? Cu părere de rău, cred că nu. Iau, nu faci nuntă la Grand Elysée, dar... El este proprietarul de la Grand Elysée, Sergiu Postica, da. De asta și vă întreba dacă nu vă cunoașteți, ca să nu-l râdiți. Da, ei, stai că nu mă știi, dar Diaspora FM știți? Diaspora FM, da. Bravo. Da, Doamne, dar ce voce! De azi înainte... Mama! Mama a stricat! Dar și mama trebuie să-mi scrie? Da, mama trebuie să-mi scrie. Într-un ceas bun. Doamne! Noi ținem pumnii să meargă bine, să fie o înscriere. Fiindcă să fie mai cu haz și de atâta cu vost țâbă, aveți o sesiune foto de la Grand Elysée din partea noastră gratuit. Wow. Atunci te rog frumos să scrii numărul de direct. Da, cum certificăm chestia asta? Că pot fi vorbe în vânt, știi? Pot fi minciune astea. Deci fii atentă. Noi transmitem mesajul. Nu, noi ți-o să-mi ții numărul. Da, numărul ei. Și Sergiu. Numărul ei, lui Sergiu. Pur și simplu voi, dacă faceți sesiunea foto, eu uitați, vă spui, să trebuiască să faci nunta la dânsul. Îi dăm de nunta tăcut. Nu, sesiune foto, câte o cafea din partea noastră, nu nicio. Iată, problemă. Sesiune foto din partea lui domnul Sergiu. Felicitări încă o dată, baftă! Bine, mersi mult! Seara surprizelor, la revedere! E, da, păi Sergio. Iar aplauze în seara asta, eu nu mai aplaud, mă! Dar tu ești foarte, foarte generos, Sergio! Sunt generos din... Născare! Nu! La noi în familie, eu cândva am spus că sesiunile foto vor fi gratuite. Da. Soția a spus, nu, noi trebuie să îngrijim gazonul, copacii, tot. O să costă 1000 de lei ora simbolic. Și banii o să iau eu, adică ea. Așa că eu sunt generos cu soții, cu buget soții. Am înțeles. Hai să facem concursul din această seară. Concursul e următor. Tu trebuie să dai o întrebare de la tine, ceva care lumea trebuie să ghicească, un secret de-al tău. De exemplu, au fost multe situații unde s-a dat, unde prima dată s-a sărutat, de exemplu, sau... Unde a avut loc ultima oară? Unde a fost ultima oară? Uite, așa invitații dădeau întrebări de astea, da? Toți... Și lumea trebuie să ghicească anume răspunsul la întrebarea care le-o dai despre tine. Acum, întâi dă-mi întrebarea. Hai să găsim întrebarea care vrei să o dai la lume de tine și ei să o ghicească. Numai nu numere, ca ei așa să creieze. Unde mi-am cunoscut soția? Unde ți-ai cunoscut soția anume locul, da? Locul, da. Scrie-mi aici. Foarte bună întrebarea, da. Scrie-mi aici. Scrie-mi aici acolo și noi suntem curioși. Oho! Și cătați voi acolo. Oho! Unde și-a cunoscut soția? Eu cred că voi o să aveți probleme. Haideți să înceapă variantele voastre. Unde Sergiu și-a cunoscut soția? Bă, ce bună întrebare asta! Zice, la malul Iazului.
la mai școală, departe, mai departe, la Hârbovețul Vechi, la universitate, în parc, la film. Dar să nu spui când e răspuns, nu, nu spune, o să spun Anatol. Nu spune când e la corect. Paris, la Dănceni, la gară. Așa, la universitate am mai fost, în pod. La baie. La serviciu, zice cineva. La poartă. La școală. La facultate. Unde și-a cunoscut Sergiu soția? După care, după ce o să aflăm răspunsul, eu sunt foarte curios să-mi povestească anume cum, de unde până unde s-a ajuns în situația. Zice, da? La un concert, la mare, la biserică. Ce chestii, dar puteai și acolo, nu? La tabără, la facultate. Puteam, dar nu-i. Unde am intrat în vorbă așa prima dată? La vecini, zice, la un pahar. Așa. Da. Variante. Beam cu tațu. Ne sună din România, nu știu dacă e pentru tine, că de obicei eu caută pe Ileana. Alo, bună seara. Alo. Alo. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cine ne sună? Cine de la Brașov? Din... Da, ești în direct, cum te cheamă? Denis. Denis, ești de la noi, de la voi? În Moldogan sau în Brașov. Da, Denis, te ascultăm. Ce vrei să ne spui? Vreau să-i fac o farsă lui mama. Vrei să-i faci o farsă lui mama? Așa, da. Așa, tu ești din Brașov, mama e în Moldova? Da. Și tu vrei să faci farsă lui mama din Moldova? Da. Așa, cumva să-i mulțumești pentru faptul că te-o crescut și te-o dus până în România, da? Da, tot ce da. Super! Eu sunt așa la Den, care tu îmi scrii pe comentarii acolo. A, tu ești Den care vrei să-i facă da, farsă lui mama. Da. Cu ce vrei să facem lui mama? Ce să-i spunem lui mama? Nu știu, spune ceva să-mi dăpați cu mine, nu știu. Să spunem că s-a întâmplat ceva cu tine, nu? Că asta... Da. Vrei să-i faci inimărea? Nu trebuie asta. Trebuie da, să... Diana, da, Diana. Dar nu inimărea, vreau ceva să-i spui așa și nu să-i spui... Hai să-i spunem că te însori. Nu, că m-a săturat de-am. Ce te-ai săturat? Te despart. Că divorțiezi. Te-ai săturat să te însori? Nu, vreau să mă divorțez, să știi și asta. Apoi eu nu înțeleg, tu ești însurat sau nu? Da, sunt însurat. Da, dar vrea să divorțeze. Dar vrea să divorțeze. Da, dar nu așa, altceva. Ce putem să-i facem lui mama ta așa, să-i facem seara bună? Ceva frumos, tu vrei să-i faci seara bună. Să-i spui că o iubesc foarte mult. Ai ceva frumos încă. Încă da. Până amuia vrei ei să-i spui că s-a întâmplat e foarte ceva. Foarte dulce. Hai să-i spunem că avem un colet. Un colet de la fiul ei, suntem de la vamă, dar ce avem în colet? Ce vrei să avem în colet? Toate fotografiile de la nuntă. El le trimite acasă înapoi. Da, hai... eu sunt la Moldova. Eu sunt la Moldova. Am înțeles. Denis, uite cum facem. Dă-ne pe WhatsApp. Moldova, el acolo. Dă-ne pe WhatsApp numărul mamei și vedem cum facem. Bun? Bine, și în seara asta sunt sau ca să știu. Hai să încercăm să vedem. Nu aprind minciuna. Vedem, încercăm, Denis, încercăm. Bun? Dori, mulțumesc mult. Hai. Noi ne cunoaștem la Muzete. Unde ne cunoaștem? De la Muzete, la Karaoke, mulți ani în urmă. Noi doi de la Muzet, Karaoke ne cunoaștem? Da. Eu când eram la Muzet, eu eram fierbinte. Erai tânăr. Eram tânăr și fierbinte. O seară plăcută, Deni. Eu te iubesc. Hai, mersi. Vai, ce și la urmă te iubesc. Da. Dacă nu i-a spus lui mama, i-a spus lui Anatol. Se fac lui mama să nu i-a spus te iubesc. Lui mama să i-a spus că e dulce, dar mie cât mai iubesc. Hai să vedem variantele. Ce variante mai avem? Sunt foarte multe. Zice în parc, la bazin, pe terenul de fotbal, la vamă, acasă de sărbători, la cămin, în casa de cultură, așa, la țară, în oraș, la Torino. Oricum, la SEM. Îmi cer scuze, oricum noi o să trebuiască să căutăm răspunsul corect, pentru că ceea ce citim atât eu cât și Diana sunt doar câteva mesaje, pentru că doar adminul Facebook-ului nostru, paginii noastre, poate vedea toate mesajele și atunci noi putem să găsim răspunsul corect. Cine știe, poate el este deja. Sergiu, spune-ne, unde ți-ai cunoscut soția prima dată? La mijlocul Iazului, în mijlocul Iazului. Poftim! La mijlocul Iazului. Asta cum? Povestește înotând cum? Înotând amândoi așa. Înotând? N-aveam curaj să încep a vorbi, știi, așa, dar când înotam, ia uite ce fată poate nota, ia uite așa și ia ca așa. Dar Iazul unde? Unde era Iazul? La noi în sat, noi suntem într-un sat. Păi stai-mă puțin, ce fel de Iaz e cu o fată și un băiat s-au cunoscut în mijlocul Iazului? La voi și fietele înoată până la mijlocul Iazului? Ia ca mie înota.
Da, ea poate nota special să te cunoască, ea te știa? Ea a spus că mă știe de la 5 ani. Eu nu știam, că noi suntem diferență mare de ani și ea... Aha, deci... Era o mucoază pentru mine, așa, nu prea mă uitam. Dar cum v-ați întâlnit? Tu vineai din partea de sud și ea de la nord, da? Nu, acolo eu dam bășteți dintr-un loc, spornesc. Eu când am văzut-o de partea, zic, ia muie momentul, sunt într-un vorbă. Aha, aha. Și ea nota așa mai încetișor, dar eu mai zic... Înspre tine, da? Și i-am făcut abgon, cum zic. Așa, așa. O, zic, ia uite ce bine noți, dar și ei am văzut-o din discuții. E dispus să-ți discute, da, mă. Fata mare, notă, una altă, da. Și ați ieșit ambii la mal sau... Da, am ieșit la mal și era cu o prietenă, rezolvau integramele. Știi cum se rezolvă integramele? Că ceva este, ceva nu-i duci mai departe. Și eu i-am luat ce am completat și nu era. Și atunci s-o uitați, noi ne completăm, a zis. A, ce tare! Ce întâlnire plăcută, da, și mie! După aia tu i-ai propus deja să vă mai întâlniți, să vă mai vedeți, da? Ei, istorie complicată la noi. Eu am văzut când nu-i timp, m-a lăsat să mai, cum zici la rus, guleiesc. Să te plimbi. Da, să mă plimb. Te-o lăsat după asta? Ne-am lăsat unul cu altul, câțiva ani să ne mai venim în minte și apoi ne-am dat seama că nu putem unul. Aha, adică încă câțiva ani voi ați înnotat singuri unul. Da. Și tu și ea ați înnotat. În marea lui. Da, marea lui. Și până la urmă, cine o venit cu pasul ăsta mare să zic, ha mă, că te iau de femeie? Ce v-a determinat, de fapt? Nu, la mine, m-a uitat, știi că Carus, m-a uitat în pasport și am zis, măi, cam e timpul. Și te-ai dus aminte de siriena aia, da? Și am zis că hai să mă mai duc și am întrebat într-o seară, mă mai ții minte? Și am spus că am văzut-o că mă ține în tare ghini minte. Aha. A avut un prieten care a venit și a zis că ad albumul tău de fotografii. Și când a deschis, prima fotografie era a mea. E pe urmă mi-a spus asta. Și așa la, scoate-o, rupe-o. Deci știi și, nu mai scot. Uite, a simțit, nu degeaba n-a rupt poza. Cum ai cerut-o în căsătorie pe soția ta? Ca nebunii. Cum? Am furat-o. Ea nu putea să meargă singur, știi? Cum ai furat-o? În sat, surorile mele s-au pregătit sau asta, că aduc nireasă. Și s-a dus un zvon mic pe la școală și i-a spus lui sorza, măi, cată ca să te furi sâmbăta asta. Dar ea nu credea, auzi, că și... Dar noi trăiam într-un fel, că eram împreună și cum, ce să mă furi? Și o pe un ghețuș și un prieten de-a meu înalt, o luat-o și când am mâncat o trântă cu dânsa în braț. Tare cu soviste a fost când eu îmi distruge de atunci. O căzut cu dânsa, este dânsul așa. Voi, s-o traumat și asta. Și atât așa, exotica la noi. Asta e o furătură la noi se fură, la noi se fura în orice caz, așa. Se fura acum, dacă furi, eu cred că... Te pedepsește. Eu aveam mașină și pe mine des mă chemau la așa evenimente, că furam nireasa. Am dus-o prietena lui un coleg de-a meu și o dușim acasă. Furător de mireasă. Eram un fel de furător, dar eu la volan stăteam. Aha, aha. Și eu dușim acasă, dar soției, îi spune lui viitorul mire, pe familie, spune, Gherec, dă-vă șapă, măcar să începe a plăge. Eu zic, ce te uiți? Okay. Ce amintiri frumoase, nu? Mă, da, sunt bune. Diaspora, vă rog frumos pe chat, scrieți-mi alte cuvinte, de data asta, cumva mai grele, pentru că voi ați văzut că în această seară Sergiu se descurcă prea bine. Asta nu e ok pentru cușca noastră. Ăsta rezolvă toate ecuațiile noastre, toate cutiile le deschide. El a găsit cladul, voi, dacă nu știți despre ce este vorba, o să vă uitați în reluare. El pentru cladul ăsta, clar că o să întâlnească cu soția la jumătate de azi sau mâine, sau singur, sau... Încă o dată. Încă o dată, da. Să vedem. Nu scrie chiar toate, scrie mai de-astea, mai de ochiate cumva. Mai așa, mai rele. Sergiu, tu trebuie să ai cuvinte mai rele. Mai dificile. Cătați-vă fiice, sfârc. Ok, ia uite ce scrie lumea pe Facebook, ce face lumea și scriu și eu. Asta cu sfârcul e bună. Ia să văd mai departe. Cuvintele voastre. Da, oamenii zic că într-adevăr sunt mulți din ei care și-aduc aminte de furatul mireeselor. Dar uite că și la nuntă a rămas tradiția asta, Sergiu, cu furatul mireeselor. La noi, în special, în Republica Moldova. Eu cred că mai rar. Nu știu, Anatol conduce nunțele. Eu poate mă duc deja de la nuntă cei când se fură miresele, dar mai rar. Da, dar oricum se fură. Așa, noi când ne uităm că se fură mireasa, parcă ceva, parcă arhaism. Se pare că prea bine organizat, da? Nu prea-ți place. Da, eu nu prea am văzut în orice caz.
Aveau să apeleze, că eu am locuri unde să ascund miresele. Eu am sus acolo camere, eu putem să le ascund bine. Dar uite, Sergiu Gheorghiță, știi ce spune? Noi am încurcat o mireasă și am furat prietena mirese și omul are 25 de ani de căsnicie. Da, chiar așa să greșiți, mă, să nu luați mireasa, dar prietena. Încă cuvinte, eu aștept cuvinte de la voi. A, te întreabă Bâtcă Ecaterina dacă la Fârlădeni ați fost. Sigur, e peste deal. Da, da, e satul. Dar cu ce ocazie? Oi, să vă spun direct că pășteam vacile când eram în copilărie. Vai, ce frumos! Dar eu pășteam bobocii. Când boboci, mergeam la bunica, pășteam bobocii. Bobocii, asta e varianta tare light. Când te duci cu vaca toată vara și prietenii tăi stau acasă să joacă, dar tu te duci până la Fârlădeni acolo. Ai de mine, soarele, în soare. Da, da, da. Cu o bucată de pâine, nasul, cu apă, nasul cu ne se juche, chelea, da, ne se juche de la începutul primăverii și așa era juchit toată vara. Păi ai trecut prin greu, nu? Așa, palat și puf și puf de lebă, da. Da, da. Fii atent. Mai am două cuvinte să scriu, îmi cer scuze, am crezut că e gata. Nu, 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 mai sunt. Foarte interesante, într-adevăr, cuvintele, dar... Nu, Anatol acum îl gătește așa ca pentru final. Uite, pe final scrie, ceva. Da. Ca pentru final, pentru că uite aici scrie toată treaba. N-avem treabă. Anatol, dar măcar să ne le dai cumva într-o ordine așa Sergiu, logică. Uite ce întrebare interesantă. Cine din rudele tale sunt plecate peste hotare? Cine, câți oameni din familie? Din păcate, cred că nu sunt familie. În Moldova nu ai cineva. Noi suntem 5. La mama și la tata am fost 5. Din ei, majoritatea sunt plecați. Deci 3 surori sunt plecate, 2 suntem aici. Wow, deci frații au rămas aici. Franța, Italia, plecați. Suntem, eu numai unicul frate sunt, eu unicul băiat. Aha, sunteți 4 surori și un băiat. Tata nu s-a oprit până ce n-a găsit băiat. Deci gata. Eu a cincea, ultimul. Apoi așa nu o să vă opriți nici voi până nu o să faceți o fată. Noi avem fata, nu. A, băiat, fată, băiat. Nu, a, credeam că sunt 3 băieți de asta. Nu, la noi tot e bine. E cum e bine și la fete, e bine... Gata, v-ați oprit. Mergem, atenție. Hai să scriem felicitarea. Da. Cine pentru cine. Aici scrie în felul următor. Notează-ți, Sergiu. Bade Iura, azi e ziua băiatului lui care a împlinit 15 ani. Da, măcar din că e Bade, cred că. E Bade Iura, da. Băiatul 15, da? Da. Fericire și numai bine alături de cei dragi, da? Iată mesajul. De la cine? De la cei dragi, Elvira din Italia și toate rudele din Italia. Bun? Mm-hmm. Exact așa cu cuvintele. Felicitarea cu cuvintele de la diaspora. De la mine, da. Dar tu îi spui că de la diaspora. Baftă să meargă. Astea sunt cuvintele voastre, diaspora. Hai să vină camera. Ai ziua lui? Băiatul, da, da, da. Ziua la copil. Sună la ora asta. Bună seara! Bună seara! Bade Iura? Da. De la Radio Diaspora FM vă sunăm. Aveți un omageat astăzi? Da, da, da. Băiatul are 15 ani. Da, ei, corect. Mărișor, dar cred că și sfârcuri, dar eu crescut o leac. Zvă trăiască, Elvira din Italia, cine acolo ne-au transmis salutări pentru băiatul dumneavoastră. Să da, da, vă nepoata, mulțumim. Nepoata vă transmis, Elvira. Da, da, Elvira. Auzi, Badiură, da. Câți ani ai, Matale? 38. 38? Da, da, am 38 i-am. Cum poate 38 dacă băietul are 15? Apoi băietul 15 și eu 38. Băietul 15 cu sfârcuri și jumătate 30. Dar eu am 42, dar încă n-am. A, e aproape. Să vă trăiască. E aproape. Eu am fost mai harnic, Ole. Mai harnic, ai pornit-o mai repede. Dar e tot bine la dânsul, e sănătos, cu glandele, la otoringolog, la ringolog. Vă duceți? E tot normal, tot e bine. Dar priviți diaspora FM, știți care-i? Da, 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 am înțeles la Nator Mielnic. Domnul Sergiu, să vă cunosc bine. Ei, dar de unde? Ei, mă știți, vedeți acum seara? De la Grandele Idee. Da, da, eu am intrat o leac pe diaspora, am scris o leac acolo și mesaj. Da, 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 are coșuri băiatul? Încă n-are. Începe de ghea. A prima apar sfârcurile și a pe urmă, da, da, corect. Da, 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 pe urmă. De la 15, după 15, da, mă.
Da, 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 da. Când aș fi mai bătrân, mai încolo, dar mă lungă cu vazelina, mă lasă cu tinerele. Are, are vă fată? Are vă prietenă? Le mai atingi, le mai atingi așa la buș. Le mai atingi așa la buș. Ei, ia pe așa, noi suntem secret. Să-i spui că dacă sfârcul i-a crescut, dar în spate, așa din când îți vei de câte o lici. Asta i-am spus eu, după 15, dar în spate. Corect, dar nici tare repede, de nu spune că pun bățul și ho-ho-ho. Pun mâna pe băț. Bine. Bine, bine, hai. Da, la țară locuiți? La țară locuiți? Da, da, lângă oraș. Lângă oraș. Ei, cred că aveți păpșoaie, placar, știuleț, cred că mai crește ceva pe împrejur. Da, da, este tot, suntem ștarani și orășeni. Mm-hmm. Ei, așa e, când, când ai mâncărimi, ai putea puși de crescut acelea. Da. Da, 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 las ghini, băiatul e mare, să mai duci la fete. Cum îți desâmflă sfârși și dai voie să-n soare? Bine, bine, să vedem întâi la fete, întâi șapu. Spune că îți duc la fete, nu mănânci fasole, că dacă se aude vom fâsâit, e tot. Nu știi, Matale, mă privești mine, știi de clad? Da, da, privesc, da, de Viorel, îl știu cu cladul, da, nu, da, nu. Văd că... Cum al încurci, Valiera, așa. Valiera, Valiera, da, uiți, te uiți, da, te uiți mâine pagina mea ca să-l trag de sfârși și ăla. Da, da, eu am scris acolo și eu o leag de comentariu, da, da, Valiera este cam... I-am zis, zi și vrei ca nu ca la radio. Cu clad, cu cladul el cam văd că prie la conecte și prie face de cap. Eu mâine să le dau câte o sfârlă așa. Dun, dun, dun. Da, da, el trebuie de urechi de tras. De urechi, dacă le rupim, le dăm cu troi noi. Da. Arașo. Da, da, face probleme. Da, salutări fiului al gâdului alea la sfârș, la mulți ani. Bine, și eu mulțumim. Da, rog. Mulțumim, toară bună. La mulți ani, salut, salut. La mulți ani. Da. Și m-ați mai spârcuit. Bine, mă. De mult nu s-a folosit un cuvânt de mai multe ori. Da, ultima dată când am avut un cuvânt de mai tot multe era ori era tot cu S. Era sexul. Sexul. Era atunci sexul era. Și uite că tu ești al doilea căruia îi se dă acest cuvânt. Da. Și te-ai, te-ai descurcat de minune, cum s-ar zice. Te întreabă lumea de ce, noi, de ce n-ai adus creionul cu tine. A, chiar. Soție, vestitul ca, creion. Ca să înțelegi, soția m-a îmbrăcat, s-a uitat la mine, cam așa, pantaloni, pantofi, tot a spus că îmbrăcat bine. Du-te și a spus să nu te hlizești mult. Așa m-a sfătuit. Uh-huh. Și când ajung aici, se uită la voi și mă zonă și spun, de ce nu ți-ai luat creionul? Măi, tu mi-ai spus să mă duc să fiu serios. Cum creionul și-a luat toară? Cred că știți care e creionul meu. Eu mă mai uit uneori în videoul ăsta. Eu văd creionul mereu. Creionul și nu înțeleg și cu dânsul. Eu nu știam că e talismanul live-urilor tale, da? Da, da, da. Tu dormi cu el, nu? Cu creionul. Nu, dar la nuntă vin, vin alții și fac poză cu el. Aha. Nu, nu iau bani. Foarte bine. Tu ai văzut ce simbol și-a găsit într-adevăr talismanul lui Sergiu Postică? El simbolizează președintele perfect. Atunci doar a mers campania electorală, eu eram anti... Da, știm, știm. Da, 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 și eu spuneam cum trebuie să fie președintele. Și ca să nu vorbesc de mine sau de cineva, uitați-vă, asta e el. Și el are calitatea asta, calitatea asta, nu fură, da, nu asta, nu asta, e pentru asta. Și toată lumea a înțeles că el e creionașul, e omul ideal într-un fel, care președinte era. Dar tu te vezi președinte? Nu, 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 nu cred. Păi zicea lumea că, eu am citit undeva, că mă uit, știi... Este lumea care zice că tu ai început toată treaba asta cu live-urile și cu părerile tale pentru că face parte dintr-o strategie pe viitor de a te propune la președinție. E adevărat? Spune despre părerile. Uite, vezi cum se leagă lucrurile. Asta ca și cum te-ai apucat să nuți și au zis că hai că până la urmă poate o deveni vreun campion ceva. Nu? Sau s-a inspirat multă lume din istoria lui Zelenski și poate tot, vede și tot. Da, 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 da. Tot a venit pe parcurs, tot asta, dar... Nu, e ca vouă v-ar plăcea, eu am un domeniu unde... Totul e bine, toți oamenii salută bine, ne stimăm. Dar la politică, nu mai deschis seara vreo două canale de televiziune. Când te uiți cum să fac aici, te pșie și în tot felul. Da, dar asta e murdar. Spectacol, asta e spectacol, nu? De Ana trebuie să poți, mai ales să te murdărească pe tine. Eu am avut o singură postare care s-a întors și m-a făcut o frecție, cum s-ar zice așa, pe asta vară și eu am simțit ce înseamnă pe seama ta să ai hate, să ai hate. De la ce postare? Ce postare ai pus tu? Da. M-am inspirat de la unul care l-am filmat cu camera ascunsă și spunea că tata lui nu a murit de boala și i-a murit de COVID, dar lui l-a omăgit la spital. Așa. El moșul a spus-o, s-a luat de o grijă, eu am făcut postare, record.
în 8 ore la 1 milion de oameni. Asta, eu n-am avut 8 ore, 1 milion 8 ore, de 1 milion. Pe pagina mi-au ta. Scris, pe pagina mea, pe Sergiu Postica. Mi-au scris mulți care trebuia să-i ascult de la început. Oprește, oprește, oprește. Eu nu știam că o să iei așa având. Până la urmă, istoria cu moșul cel au luat-o alții și au dezvoltat-o. S-au dus, s-au interesat. Măi, care-i tato? Care acolo? El avea viziunea lui. Dar moșul cu viziunea lui a rămas acolo. Eu la momentul acela mi-am dat seama că vizualizările mele sunt foarte mari, sute de mii de oameni și eu nu trebuie să greșesc. Dacă a spus moșul acela, eu trebuie să mă interesez încă din două surse. N-am făcut jurnalism, dar eu îl fac așa primind beț pe spate. Tu deja ai înțeles care am înțeles procesul. Pielea mea, da, ce trebuie. Și eu mai departe sunt foarte, foarte atent. Dar a greșit omenește, mi-am înțeles greșeala. Da, suntem toți oameni, într-adevăr. Da. Foarte bine. Bun, mergem cu ultimul mesaj din această seară. Ești gata? Dar nici nu vreau să te întreb dacă ești gata. Că stai, care mesaj? Dar nu mai facem farsă. Nu farsă, mă, că a făcut omul lui Igor Rusu. Am hai și mă sfădic cu tăi. Eu sincer să-ți spun, dacă omul ăsta mai face una de asta cu cuvinte reușite, deci omul ăsta, în sfârșit o să mă uit la o emisiune unde aproape nu există nicio greșeală în emisiune. Și aici vorbim și de tehnică. Ei, dar și cădem-o? Fii atent, vorbesc și de tehnică, că n-avem probleme cu telefonul sau că nu răspunde sau că... În afară de cântarea lui și cădem-o. Aia o să o scot și o să o pun aparte. Montează, te rog, separat. Am să o montez și dar spun fața lui Tarcan, da? Ca să... Diaspora Media, voi aveți ultimele cuvinte din această seară. Ultimele cuvinte. Le scrii tu sau eu? Le scriu eu. Hai că tu văd că le alegi pe cele mai deocheate. Nu eu că... sunt așa mai selectă. Ca ultima oară, Sergiu, îți dau tot ce e mai greu pe lumea asta. 30 de mesaje pe Viber. Vă salut pe toți care mă scriți pe Viber. Poți să deschizi un prim mesaj de pe Viber. Uite, dar tu chiar ai timp, ai familie, ai copii, tu ai timp să stai online, să faci toate postările astea, ți ia din timpul tău, din timpul familiei. Astăzi, nu? În loc să mă uit la ce farsă ar putea să mă aștept, e că m-am ocupat cu postare de dimineață, nu știu, 3-4 ore mi-a luat. Am editat-o, am gătit-o tot bomboană și am dat-o soției mele la prima analiză. Așa? Deci ea s-a uitat acolo și a spus că mi-a plăcut foarte mult, cu toate că e foarte lung, 20 minute, și a spus că trebuie să o tăiem. A spus că nu, și când o privit-o pe toată, o înțeles, o dăm așa mâine. Cred că îmi place, că altfel nu făceam asta. Și când am feedback-ul ăsta, eu merg pe un oraș și mă salută oamenii, sau îmi dau pip, sau mă claxonează, sau îmi spun că așa, nimeni nu zice. Asta te motivează într-un fel. Și acum avem o perioadă de pandemie, de închis, de asta, noi avem timp, ohoho. O perioadă și, foarte grea, într-adevăr. Da, cu timp stăm tare bine, cu banii stăm mai rău. Dar rest, tot e bine. Da, ce să zic. Dacă ai descoperit în tine un jurnalist înflăcărat... Vlogger, cum se mai numește. Vlogger. Ai și canalul tău de YouTube? Pe YouTube tare. Nu merg, nu știu ce. Păi dacă zici că n-ai bani, acolo îți faci banii. Op. După vizualizări. Instagramul nu-l pot încăleca, hai spun așa. Astăzi mă uitam, toată istoria mea, am vreo milioane, nu știu, 3 milioane de vizualizări pe canalul de Facebook. La Instagram stau câteva mii. Nu știu, nu s-a mei. Instagramul, fii atent, Instagramul... Uite, expertul! Nu că expertul, dar înainte era foarte ușor să te ridici. Da. Acum, din păcate, ca să încep de la zero, e foarte și foarte greu, pentru că și ăștia care au conturi de 80, 100, 200, și ei întâmpină unele probleme în ceea ce ține de... De ăștia spamuri și conturi false. Corect, trebuie să fie 80 ca lumea. Da, e foarte greu acum. La Grandele Zei avem 100 de mii, la pagina mea personală am 50 de mii, dar eu mă mândresc cu ei că sunt oameni reali, oameni care nu sunt oameni plătiți, boturi sau ceva. Sau știu. Cum se face acum, participă la concursuri, după aia se dezabonează că n-au mai niciun interes ca să stea acolo, să te urmărească. Bun, mergem cu ultima probă. Acum sau niciodată. Eu pare că îmi complici lucrurile. Nu-ți complic, uite, toate cuvintele vin de la diaspora. Noi respectăm diaspora. Da, da, n-ai treabă. Cu foarte mare respect mă uit și eu la ei. Sunt plecați nu de bunăvoie, că jumătate din familia mea e plecat acolo. Tare îmi doresc măcar o soră de-a mea mai mare să vină acasă. Măcar ca să fim noi majoritatea, să fim 3 în țară și 2 plecați. Dar din păcate, mai ales una din surori, și-a luat familia și-a luat tot și-a spus că nu mă uit în urmă, gata, copiii mici. Op, diaspora. Scrie, ultimul mesaj din această seară.
Păi hai, care? Ziua de naștere, Mihaela, de la Serghei. Notează-ți. Câți ani? A, nu, nu scrie că nu mi-a dat numărul de telefon. Vreau să faceți o farsă, faceți o farsă. Cineva îmi zice, bună seara, Anatol, faceți o varsă. O varsă? O varsă. A, dar înainte știi cum spuneau la farse? O falsă. Hai că o falsă am auzit, dar o varsă prima dată. Prima dată aud, e așa de bună varianta. Varsă. V-am făcut o varsă, da? Varsă. Soțul Nicolae Mânie împlinește 40 de ani de la soția Maria. Hai. O varsă. Extraordinar, domnule. Și știu că, na, v-ați greșit gramatical, nu am treabă, adică stați fără grijă că nu vă cert pentru asta. Mergem. Sfârla aruncăm. Ultimul examen pentru tine, dacă îl treci și pe ăsta bun. Nu, mi-e pare că mi-ai dat din ce în ce mai greu, eu observ. Sfârc, eu cred că nu e băgat am ceva mai. Păi da, încercăm să vedem până unde este limita ta. Tu poate ești un robot și noi nu știm. Tu poate ești next generation. Eu deodată să-mi dai măcar o leac sau să-mi de unde ce cu dânsul. Sunt-l o leac. Alo. Nicolae, bună seara. Bună seara. De la radio vă sunăm. 40 de ani faci astăzi. Nu, mâine. Mâine, dar noi azi fim primii, chiar că încă mai stăm o leac până la ora 12. Diaspora FM, știți de noi? Wow, dar pe mine mă uit în țara. Ei, că azi nu vă uitați, că azi el vă felicită, ia ca pe mine. Mă uit, dar eu așez la balcon să mies, ia că am chiar între înapoi să mă uit. Aveți afară, vă un cocoșel, mai strigi cucurigul, ceva pe acolo? Strigă. Oilele, hai ieșiți afară, vedeți acolo, dar nu stați mult, că îți vă rășiți sângele și faci un buboi pe acolo și Doamne ferește. Sau alergii, știți cum stai pe vânt. Fumați, da? Da. Ei, 40 de ani, cam e timp să-l lepădați, mi-mi pare. Sau când vă duci... Cam la 40 de să-l lepădă. Da, e seama că anul ăsta, COVID-ul ăsta, dar trebuie, de grabă să trebuiască, spunem, bombonele, napolitane și iuhaha, nu glume. Op, ieși afară, unde ești? La balcon? Hai, ieși la balcon. Aud ceva, sunt bendiuharile ăștia care mai zic câte un mat, câte un fuck you, câte un ceva pe acolo. Da, nu prea aud eu nici. Așa, soția, eu stăm și televizor, că am vrut să mă aud eu, da? Ei, vedeți că ești, știi cum îmblă de ăștia, dă-o printr-o nară, trag pe acolo și, Doamne ferește, nu știi ce cuvinte vorbești. De multe ori spat caif am și nu mai înțelegi nică de la deja. Ieși afară, nu mai vezi, ai cărlanilor, v-ați dus din cea, vă dă una cu vârf opriniți. Da, sunt zăluți de ăștia talpa iadului, da, lăsați-i, spuneți-i, dacă ceva sub balcoane, mai ales nu vii cu întrebări de astea sexuale. Am un ziua de azi, sunt zăluți, dar ăștia nu s-au la bătaie, ăștia s-au cu melnic la vorbă, mă. Ia că el a ieșit distea, care ia sfârșit cel. Cine seamănă, mă, cu Melnic la vorbe? Cine seamănă? Am un ziua de azi, nimeni nu se boază, mă, cu Melnic seamănă la vorbe. Facă varse, cum acolo scris, mai ești. Varse, zice. Varse. Varse, da. Varse. Ce să-ți spune? Mâine n-o să avem posibilitatea să te sunăm, tocmai de-aia o facem astăzi. Ești gata, văd că de azi, de ziua, mă, de mâine. Nu, azi nu, că un pic și pe la volan, un pic de mâine începem. Aha. Sfânta Vinere. Soția Maria e lângă tine cumva? Da, e prin casă și ea. Noi vă cuprindem pe voi. Da, vă salutăm. Din partea lui Sergiu Postică nu aveți nimic. și vă urăm o seară bună. La revedere, da, la mulți ani. Da, mulțumesc frumos. Seară plăcută. Da. Da, și asta a fost bună tare. De tot. Observa că eu încep din ce în ce mai repede așa. Doamnelor și domnilor, voi trebuie să auziți sfârșitul acestei emisiuni. Voi trebuie să auziți mesajul lui Sergiu către voi, diaspora. Dar mesajul ăsta vine într-un minut după o mică publicitate. Crăciunului
La Global Store, special pentru tine, am pregătit un sac plin cu reduceri de sărbători. Începând cu 15 decembrie, ai până la 50% reducere la modele selectate de brazi și globuri de Crăciun. Profite de oferte uimitoare în prag de sărbătoare. Global Store, magazinul tău de Crăciun. Mi-e de câțiva ani tot cade părul. Iar pe mine de câțiva ani mă dor articulație. Dar eu așa vă primeam cu dinții. Dar mie nu mai dispar ridurile. Alo? Dermocosmetica? Plasmogel mai aveți? Plasmogel, elixirul modern al tinereții. Detalii pe pagina de Facebook Plasmogel Europe sau pe plasmogel.com. Companie Redeco, în care poți avea încredere, îți propune servicii complexe de design interior și reparații la cheie. Mai multe detalii pe pagina de Facebook Redeco Design Studio sau pe redeco.md. Redeco, calitatea pe care o meriți. Îți dorești să fii independent financiar și să câștigi bine? Angajează-te în Germania cu oferte direct de la angajator. Salariu net cuprins între 1400 și 2000 de euro lunar. Posesia actelor europene este obligatorie. Pentru informații suplimentare, sună acum la numărul 078-985575 sau accesează pagina de Facebook Gagu Work Service. Diaspora Media, partenerul tău într-o afacere de succes. Îți oferim publicitate eficientă la cele mai avantajoase condiții. Pentru informații, sună acum la telefon 373-7909-939. Diaspora Media. Fii mai aproape de cei dragi! Acum poți să zici ce vrei la lume, la diaspora, spune ce ai pe suflet, gândește-te că ești în live-ul nostru, nu una tău, adică nu o oră jumate, da? Spune ce vrei, Sergiu Postică, microfonul e al tău. L-am întrebat pe Anatol Melic, ce o să vorbim acolo? O să vorbim despre ce vrei, tot o să fie. Am avut o seară frumoasă cu voi, vă mulțumesc, salut diaspora, fiindcă e un post dedicat lor. Vă vrem mai repede acasă. Nu știu cum o să fie situația la noi în țară. Chiar și mie mulți îmi scriu că să schimbe măcar o leacă în plus, ar veni acasă. Personal, nu am putut să mă acomodez acolo. Eu o lună am suportat-o în America și am spus că eu nu știu, să n-am nimic, dar vreau acasă. Dar totuși pentru mulți din oameni care văd aici nedreptăți și văd aici, aș spus că mai bine să-mi vorbesc în altă limbă decât să mă calce în picioare ai mei. Vă salutăm, cele bune, sănătate, bravo la alegerile, la ultimii, vă bat din palme, nu știu, ați fost superbi. Salutări la ei mei, salutări soției, salutări prietenilor, am două grupe aici, Rixos, Sauna, toți, salutare, doar bine. Și la buticul de sasiscă, da? Sasi, liniuță, sca, așa. Și lui Igor Rusu, tot un salut. Prieten. Igor Rusu, cum a spus? Păi, Sergio, a spus că-ți cânt degeaba, cânt. Da. Mâine de la 20.00 invităm toți nostalgicii, pentru că în emisie directă o să lupte Elius împotriva mea, anii 90 împotriva anilor 2000. O să avem foarte multă muzică românească veche, de gen 300 de stări mălic și tot așa mai departe. Tocmai de asta, nostalgicii, mâine avem un battle extraordinar de la 20.05. Sergiu, cu deosebită plăcere pot să spun că tu ai fost și ești unul din cei mai buni invitați pe care i-a avut diaspora. Mulțumim că ai fost la noi. Hai la cameră. Mersi frumos. Как все один, под месяцем одиноким, я еду, как он один, как он молодой да ранний, влюбленный в одну звезду, из тысяч других сияний, я вижу его одну. Ты самая далекая, ты чумая высокая, пошли мне одиноко, мой лучший целовой, целовой.
забыто, по радио мне поет о том, что в сердце разбитом надежда еще живет. Ах, не знаю, что нам пары, ведь больше не так уж темно, и нам с тобой не дано, сияет она. Sărbătorile Crăciunului și Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, fericire și prosperitate. Diaspora Media vă urează sărbători fericite!